Nu este prima dată când această grupare criminală Shor încalcă legea cu privire la folosirea datelor cu caracter personal și în acest caz vedem iarăși încercări de a manipula și de a minți oamenii. Instituțiile statului responsabile trebuie sesizate și respectiv aceste instituții trebuie să ia atitudine să nu permită ca oamenii să fie mințiți.